Acestei operațiuni fericite pentru mine ca șef. Pentru mine ca șef al administrației publice județene, trebuie să spun că simt o mare satisfacție, dar în același timp și o mare amărăciune. Și vreau să transmit prin intermediul colegilor din mass media, structurilor guvernamentale reprezentate în județul Vrancea și de asemenea primului ministru Emil Boc și actualului guvern cât o mai fi, să se oprească în a mai pune piedici clare, așa cum o fac în mod sistematic, proiectelor cu finanțare europeană, altele decât cele de care beneficiază clienteala politică a Partidului Democrat Liberal. Îi rog pe cei de la Finanțele Publice Vrancea să asculte mai puțin opiniile liderilor portocalii de prin județul Vrancea și să lase aceste proiecte să se desfășoare conform legii, cu transparență, spre binele și bunăstarea cetățenilor județului Vrancea. Eu cred că este suficient de clar mesajul meu. Știți că mai avem un proiect foarte important și se referă la ecologizarea totală a județului Vrancea, proiectul numindu-se Vrancea Curată. Și de un an de zile întâmpinăm numai greutăți de invențiile, datorită invențiilor și a tot felul de piedici care se stabilesc în calea acestui proiect prin diferitele note intermediare inventate peste noapte din tot felul de soluții și exemple întâmplate la nivelul României, dar care nu au nicio legătură cu realitatea și cu specificitatea proiectelor derulate în județul Vrancea prin programul operațional sectorial de mediu. Și ca să vă dau un exemplu cât se poate de clar, ca să vedeți cine sunt mai buni în țara asta, pentru că viitorul european al României trebuie să fie viitorul european al comunităților locale. Guvernele în Europa civilizată, în statele cu democrații consolidate, nu cu caricatură de democrații ca în România, mai fac doar strategie, reformă, programe naționale și control. În rest, puterea a fost dusă lângă cetățean și întreaga responsabilitate dată celor care trăiesc lângă cetățean. De aceea, și în România a devenit și va deveni mai de notorietate faptul că absorpția fondurilor europene se face într-un mod cât se poate de transparent, categoric și rapid, de către administrațiile locale. Ca să vă dau un exemplu cât se poate de categoric, programul operațional regional are o rată de absorpție de 90%, iar programele operaționale sectoriale păstrate în dreptul pixului miniștrilor guvernului, miniștrilor portocalii sau politice guvernului României, are o rată de absorpție de 6%. Deci România, ca și Germania, suntem mari contributori la bugetul Uniunii Europene. România primește mai puțin decât plătește. Sigur, Germania e o țară mare, s-a dezvoltat cu mult timp înaintea noastră. Și explicabil.
De aceea, eu voi propune la viitoarele negocieri în Comisia Europeană, sper să scăpăm de acest guvern nesimțit de irresponsabil și ca la viitoarele negocieri cu Comisia Europeană ale bugetului Uniunii Europene să putem statua că doar 50% din fondurile europene să meargă către programele operațional structurale și 50% către programele operațional regionale.